Bun găsit, dragi prieteni, vă mulțumesc mult că sunteți în fața televizorului urmărind Capital TV și vreau să vă anunț că astăzi avem o ediție specială, am și doi invitați deosebiți, sunt chiar mândru că am în studio aici la Capital TV, este vorba de domnișoara Dominic Klein, bine ați venit în studio Capital TV. Bine v-am găsit. Și maestru Nicolae Stanciu, jurnalist, ziarist cu cele mai vechi state de, da, de funcționare, ca să zic așa, din presa hunedoreană. Jurnalist sportiv. Da, bună ziua. Bine ați venit în studio. Pentru prima prezentare. Așa? E prima intrarea dumneavoastră în studioul nostru. Da. Înțeles că în ultimul timp nu ați mai accesat media. Nu. Da. Da. Acum mă bucur că și am înțeles că motivul pentru care am reușit să vă aduc este? Este Dominic. Așa, da. Ea este. Mai bine zis. Cel mai important în acest motiv, moment, nu? Da? Cel mai important personaj în acest moment în care suntem aici să facem o avantpremieră la aniversarea, Doamne ferește, la omagierea a 22 de ani de la despărțirea de tatăl ei, marele fotbalist Michael Klein, Mișa, cum îi spunem noi, îi spuneam, eu și acum tot Mișa îi spun. Sunt emoționat când vorbesc de Mișa. Sunteți foarte emoționat, da. Este singurul fotbalist pe care m-am atașat efectiv. Și cu care ne găseam, ne potriveam. Ați comunicat, da, și aveați afinități, da? Da. Anunț acum motivul pentru care v-am ca invitați. Este vorba de un memorial Mișa Klein, Michael Klein, care se va desfășura în zilele următoare. Domnișoara Dominic, vă invit să ne spuneți, domnișoară, să ne spuneți exact ce se întâmplă, când, unde și despre ce este vorba. Și după aceea o să începem să vorbim, să dezvoltăm informația. Da, cu drag. Datorită faptului că în format electronic domnul Stanciu mi-a trimis această carte când încă era sub tipar anul și este trecut, vorba de Klein, capitanul lui Lucescu. Klein, capitanul lui Lucescu, cronici sentimentale. Eu tocmai atunci am început documentarea mai serioasă pentru un film documentar despre tău. Cartea aceasta și un dar de la eu, parcă, pentru de la tatăl tău. Pentru că acea perioadă de la Corvinul Hunedoara, Klein ca și capitan, mi-era foarte greu accesibilă din arhive, chiar și video. Așadar, accesibilă instituțional, în sensul că nu, ca informație, ca informație. În sensul documentării, bănuiesc. Da, în sensul documentării. Nu știam exact ce se întâmplase la Corvinul în perioada 80, în perioada de glorie. Această carte nu doar că mi-a oferit toate răspunsurile, ci parcă a fost așa ca o călătorie în timp în care simțeam aproape aplauzele și pulsul de pe stadion în unele situații și am rămas absolut impresionată. De aceea am considerat că data potrivită pentru această lansare de carte este 1 februarie, chiar înaintea comemorării tatălui meu, adică înaintea memorialului Michael Klein, care se obișnuiește să se țină în fiecare an în 2 februarie, tocmai pentru a ne permite să fim puțin nostalgici, să participăm la această lansare de carte care va avea loc la ora 15, să servim cu toții o cafea, o prăjitură și să avem o oră, două de aducere aminte și povești glorioase din vremuri, din păcate, apuse. Deci, în 1 februarie, da, la ora 15, la Hotel Rusca, Rusca din Hunedoara. Da. Da. Intrare liberă, nu? Intrare liberă, se vor ține niște discursuri, eu și Rămâs Vlad vom încerca să moderăm evenimentul, îl vom invita pe domnul Stanciu să ne povestească ceea ce nici eu nu știu, cum s-a alcătuit această carte, practic.
nici nu știu, există de 10 ani, da? Nu există de ieri. E, nu e chiar toată de 10, dar... De... Bun, avem afișul evenimentului, da? Găsim acolo și informații, ore, loc, ce se întâmplă. Deci în 1 februarie avem la ora 15 lansarea cărții, da? Vorbim despre fiecare moment după ce le prezentăm. În 2 februarie, la ora 15.45, marșul comemorativ Mihail Klein. De unde a pornit? Unde... Din păcate, acest afiș nu este cel oficial. Nu știu de cine... De la primăria municipiului Hunedoara l-am primit? Nu, primăria municipiului Hunedoara a alcătuit fără să mă consulte. Atunci pe mine. Atunci scoatem de pe ecran și așa mai bine. Sunt probleme de comunicare din acest punct de vedere. Da. Din păcate, nu putem ține legătura așa cum... În era comunicării, nu într-un secol. În era comunicării. Cu cât e comunicarea multă, cu asta nu se știe mai puțin. Știți cum e? Când e vorba de primărie, hai să așa. Nu mai vorbim. Ideea este că această comemorare este una specială. Nu doar datorită faptului că lansăm această carte care mie mi-a intrat în suflet și vreau să o duc pe culmile succesului, dacă se poate, în toată țara. Pentru că eu chiar cred în această poveste, pe mine chiar mă împlinește ca și persoană, m-a făcut să-mi cunosc tatăl mai mult, mai bine. Ce vârstă aveați când a dispărut dintre noi? Un an și 8 luni. Da. Din păcate, toată viața mea eu am fost nevoită să reconstruiesc, să creez un profil robot al tatălui meu, iar această carte m-a ajutat mai mult decât, nu știu... A fost ceva fantastic când mi-a picat în mână. Nu vă flatez. Emoționez. Chiar vreau să-mi exprim această admirație, acest respect și, cum să spun, să duc, pentru că eu sunt tânără și entuziastă. Eu îmi iubesc tatăl, chiar dacă nu l-am cunoscut niciodată. Amintirea pe care el mi-a lăsat-o e cea mai de preț avere pe care eu o am. Tocmai de aceea am ajuns la o vârstă în care doresc să realizez un film documentar despre tatăl meu. Tocmai de aceea toate aceste evenimente comemorative, unde va participa și o firmă profesionistă de filmare, de producție, care face și filmul despre Hagi. Se face un film despre Hagi, face 50 de ani. Ei, aceeași firmă cu drone care zboară peste marș, cu 3 cameramani, toate aceste lucruri vor fi documentate pentru un film de lung metraj. Așa, am înțeles. Revenim la eveniment și după aceea o să, sigur, discutăm și detalii. Da. În 2 februarie, de la ora 15.45 sau când? Nu, de la 15.45 oamenii sunt invitați. Unde? La fosta Artima, dar la colțul... La colțul stadionului. La colțul stadionului, mai precis, Bulevardul Dacia cu Bulevardul Mihai Viteazul. Da, în colț, la intersecția de acolo, dar probabil exact. Unde exact. Sunt stopurile, exact. Pentru cine știe, da. Exact, așa, acolo da. Toată lumea care dorește deci, să participe punctul de pornire, la... Da. Da, la acest marș este invitată din considerentul că se va filma acel marș integral, nu va fi atât de scurt ca și până acum, pentru că echipa de filmare nu poate să capteze nicio emoție, nicio impresie, nimic pe 500 de metri, de aceea tocmai vin de la primărie. Am blocat trei străzi pe carosabil. Pentru că eu consider că așa merită cetățeanul de onoare post-mortem Mihail Klein să se facă un marș. Sper eu la care participă cât mai multă lume, în afară de suporteri, oameni în vârstă, copii, toată lumea este invitată la acest marș și nu numai, după aceea și la o lansare de lampioană și un film în premieră cu mine și cu tatăl meu. Deci la marșul va fi între acel loc, da, Mihai Viteazul, Bulevardul Dacia, da, colț cu Artima. De acolo se pleacă. Spre? Se face un tur, da? Unde? Până se ajunge din nou la Bust.
Deci se trece o dată pe lângă bust și se... A bustul din incinta stadionului. Am da. Bun, da. Deci se merge până în zona stadionului și după aceea se intră în stadion? Nu, nu. Se înconjoară pe stradă, pe bulevard, pe carosabil. Am va înțeles. Avea loc marșul. Am înțeles. Da. Da, astea sunt doi, da? Și lansare de lampioane, da? Bănuiesc că cei care vin la marș, probabil că o să rămână după aceea să mai discute unul cu altul, nu? Care... Eu sper. Da. Eu sper. Eu sper pentru că în această carte, și nu numai, se redă un spirit hunedorean care era atât de prezent și atât de frumos și parcă atât de vital orașului în anii 80, pe care eu vreau să-l, măcar să-i dau o scânteie. Ai ghinion. Vreau să cred. Ai ghinion. Spiritul ăla mai există. Noi, da, să nu-i alungăm optimismul, da, și speranțele, dar sunt de acord cu maestru. E complicat, s-au schimbat multe. Atât în, să zic eu, viața economică a orașului, dar oamenii s-au schimbat foarte tare. A dispărut. Chestia care ținea orașul în viață. Păi, acolo combinatul. E punctul de combinatul, da? Deci lucrurile se întâmplă, se desfășurau între cele două, combinat și fotbal. Cam asta. Bine, cu un drum pe la Crâșmă, să zic, pentru unii care erau pasionați. Și cam acolo se duceau lucruri, era viața, da? Mă rog, aveam un farmec, acum poate, noi vorbim așa că eram și mai tineri, nu? Păi da. Mă gândesc că și asta nostalgia noastră. Era altceva. Dar atmosfera, într-adevăr, avea un mic farmec. O să intrăm în orașul e mult mai trist ca ăla pe care l-am cunoscut noi. Bun, hai să vorbim un pic despre perioada aceea, maestre. Că acum deja ușor am intrat în subiect, nu? Vorbim despre Mișa Klein, fotbalist de excepție. Mișa Klein este exponentul cel mai reprezentativ al fotbalului hunedorean, este singurul fotbalist hunedorean care s-a ridicat până acolo sus unde ars. De la el încoace, din păcate, au mai fost talente, generația lui a fost o generație de talente, erau jucători care nu pot fi uitați, ca Nelu Petcu, ca Romică Gabor, Dorin Nicea, Dubinciuc, Florică Văietuș. A fost o perioadă aici și a făcut cariera mare Dumitrache. Dar Mișa Klein a fost exponentul tuturor acestora prin ținută, prin atitudine, deci prin dăruire. Nu numai prin ceea ce facea pe teren, și ca om. Nu, ca nu. El pe teren nu se vedea. Tocmai asta este marea lui valoare. Este jucătorul care, fotbalistul, pardon, eu de câțiva ani, de 10 fac diferență între fotbaliști și jucători. Fotbaliștii sunt acolo sus, jucătorii sunt ăștia care sunt astăzi, care ne chinuie la televizor cu Național. Așa, jucători. Mișa era fotbalistul care i-a adunat pe fotbaliști de acolo. Mișa impunea respectul prin el. Nu era autoritar, era cel mai jovial dintre toți. Niciodată nu striga la cineva, rar se întâmpla, trebuia să-l scoți rău de tot la un antrenament din Pepe ca el să replice ceva. Totdeauna zicea, mai încearcă, deci, el era un numitor comun, un factor de coagulare a acelei echipe. Jackie Ionescu, antrenorul care spune, m-a criticat pe mine spunând că aici ai greșit titlul. Nu-i capitanul lui Lucescu, ci creatorul lui Lucescu. Zice, și i-a zis, zic, înseamnă că a fost și creatorul tău. Zice, da. Zice, toți care au lucrat cu Klein au fost mari antrenori. Au devenit mari antrenori care au lucrat cu Klein. Este un lucru extraordinar. Jack Ionescu este unul din cei mai mari intelectuali din fotbal. Profesor universitar de fotbal. Și în carte am capitol profesor și antrenor. Pe urmă antrenor nu știu. Deci, eu am folosit aici pe Mișa, l-am folosit.
Mișa Klein a fost sufletul meu care mi-a spus trebuie să faci ceva, să rămână amintirea asta a mea și a echipei mele. Și așa, acum vreau, hai să fim exacti, prin 2000, 2002, 2003, poate chiar și înainte, m-am apucat să-mi adun cronicile. Și am avut o primă formă de carte, dar n-am găsit finanțare. Că acum s-a schimbat schimbarea, s-a modificat schimbarea. Înainte editurile plăteau autori, acum autorii își plătesc editurile ca să le scoată cărți. Și bun, m-am resemnat, da? M-am resemnat și cartea a stat. Cartea. Materialul a adunat, a stat. Bun, Între timp s-a mai adunat, da? A mai concentrat, a mai luat din tăieturile vechi care le aveam de ziare, le-am mai condensat, le-am mai compactat în două, trei cronici, de pildă de un campionat mondial, le-am băgat într-una și așa mai departe și a primit acest profil la inițiativa unui copil din Hunedoara, un băiat de seama băiatului meu, Lucian Bologa, care i-a spus editorului, uite că eu cunosc pe cineva care are niște cronici, el le zice sentimentale și ar putea să alcătuiască un grupaj cât o carte pentru asta. Și așa a apărut cartea asta și cu sprijinul unor oameni care sunt menționați acolo, niște oameni care au pus mână de la mână și au achitat tipărirea unui primului tiraj și eu sunt mulțumit că cu ajutorul lui Klein, cu omul pe Klein pe care l-am cunoscut și de care m-am despărțit atât de greu și pot să vă spun că în săptămâna tristă, care și în carte și în alte părți totdeauna îi spun, săptămâna neagră de la începutul lunii februarie și îndemn totdeauna cititorii la fiecare început de februarie să nu uitați, să lăsați o lacrimă să lumineze chipul lui Mișa Klein. Și aceasta plecasem de la ideea că Mișa mi-a creat posibilitatea asta să am material suficient cu el, iar prin el, cu Corvinu, să scot în această carte și o contribuție la o posibilă istorie a fotbalului, că acest Corvinu a însemnat peste un deceniu ceva în fotbalul românesc, ba eu susțin de câteva ori. Culminând cu generația în care a fost, da, Mișa Klein. Da, dar nu că au mai mers, că dintre ei Rednic, Andone, Remus, Vlad au ajuns antrenori și undeva aici scrie că la un moment dat un sfert din divizia era antrenată de antrenorii. De la Corvino. De la Corvino. Exact, așa e. Și de-aia am urmărit treaba asta, că trebuie să se știe că momentul ăla, 10 ani a fost scurt, a ars cum ardeau flăcările Hunedoara, s-au stins toate, dar nu trebuie uitat momentul ăsta și totdeauna am susținut și voi susține în continuare că de la Viorel Matăianu încoace până la Mircea Lucescu în România n-a mai fost o idee de joc. Ideea de joc de la Corvinu s-a păstrat și la Națională încă vreo 7-8 ani după ce a plecat Mircea Lucescu. Bun, în perioada, vorbeam și înainte de emisiune, în perioada Lucescu la Corvinu, sigur, în care Mișu Klein era alături și, cum spuneți, a contribuit într-un fel la creonarea unei cariere și a antrenorului Lucescu.
Mircea Lucescu, cum spune, a impus sau nu a impus, a propus, mai bine spus, o altă atmosferă și un alt mod de a exista, da, pentru un fotbalist în acea vreme. Trecând peste munca fotbalistului, încerca să echilibreze înțeleg și cu nivelul de cultură, de informație, adică lucrurile erau mai complexe decât nu? Era pentru prima dată în România că după o idee de joc venită de la Baia Mare, mă bucur că două mari idei de joc în România au plecat din Ardeal și asta o spun așa ca să termină odată miticii aia care tot timpul ne vorbesc. Nu vor termina, nu, că așa sunt. Da. Deci o idee de joc a plecat de la Baia Mare, Viorel Mateanu, n-a durat mult, din păcate a ars și mai repede, pentru că n-a apucat să facă, priză în țară, n-a stat atâta în fotbal cât a stat Corvinu. Corvinu, spre meritul lui și meritul lui Lucescu aici intervine, a devenit o atitudine, o mentalitate nouă în fotbal, care pur și simplu deranja, enerva. Nu vă spun că era o perioadă în care Cornel Dinu, colegul, prietenul, care, mă rog, l-a sepat o viață întreagă, nu? Da. Așa? Ținea o rubrică, Omul din iarbă, în Flacăra, da, în care săptămânal îl făcea varză pe Lucescu. Lucescu, da. Ei, asta îi deranja, că venind și cu idee de joc, pe fondul acestor jucători de excepție, da, care îs ai hunedare, Mircea a fost primul om venit de la București care a adunat copiii hunedoare. El a făcut carieră și performanță cu copiii hunedoare, nu cu importuri. Dar nu un pic, facem o scurtă, eu duc puțin spre muzică, ideea care ați avut-o cu Mitici și cu... Așa era Ștefan Ruha cu Ion Boicu. Da. Aceeași situație. Da. Exact cum era Lucescu cu Ruha, Dinu. Cu Ruha, fost bună. Da, știu. Și eu am avut plăcerea să am de zile să l-am ca invitat la concertul care am organizat. Dar ca idee, asta era, mă rog, să purta păi asta. Continuă ideea. Deci nu numai că a adus o idee de joc bazată pe calitățile acestor jucători, că un antrenor e mare când vede la fiecare ce știe și concepe o idee, un ansamblu de joc bazat pe calitățile fiecăruia și zice, mă, ăla știa aia, să vedem. Și asta exerța. El stătea după antrenamente, după ce se gătea antrenamentul, mai stătea o jumătate de oră cu Romica Gabor ca să-l învețe să alerge pe tușe și să centreze de lângă corner la el în fața porții. Separat. Și Mișa, care își terminase antrenamentul, că Mișa venea cu un sfert de oră înainte de el. Dacă la patru, el era la patru fără un sfert. Ca orice neamț, care își ia treaba în serios. Și Mișa stătea în tribună și zice, hai Romica, hai, că te aștept. Adică să vină Romica titular să fie corect. Că Lucescu era cam pe ultimul an de joc, ca jucător. Da. Că încă era jucător când a fost numit antrenor la Națională și începuse să abandoneze, să se retragă și trebuia să învețe Gabor ceea ce știa Mircea cel mai bine, centrarea de pe partea dreaptă, că așa l-a făcut mare pe Dudu Georgescu, pe Dumitrache. Deci, pe lângă toate astea, i-a învățat și treaba asta. Le-a spus la băieți că trebuie să meargă la școală, să facă școli. Atunci a început să institutul de subinginer, după aceea s-a făcut de inginer, fiecare a mers la școală. Mergea pe la școală, se interesa de ei, îi lua la întrebări, dacă am auzit că era cam chiulit. Și se ocupa și de cultura. Eu, În cantonamente sau în deplasări, plecau nu știu ce. Ei aveau totdeauna o plimbare de cunoaștere a orașului. Nu mergeau în hotel numai să mânce, ci să se culce ca să fie bun. Întâi să vadă orașul. Dacă era deplasarea de două zile, se interesa. Au teatru, au film, au ceva, undeva să-i ducă. Și îi ducea curând.
Eu am participat într-o seară, cântam cu grupa Canon în acea vreme și am participat la o seară literar-muzicală organizată în club, pentru ei, pentru Bărbărești. Deci Lucescu avea o preocupare foarte serioasă de a ancrena inclusiv informația culturală și această educație. Da, sigur, pe lângă lucrurile de specialitate. Aflați lucruri noi, acum, din la maestru? Tot timpul aflu lucruri noi. Deci, Lucescu era un om citit. El a ținut la scrie, care el a ținut la mine în ziar o cronică a lui și venea în redacție dimineața și zice, dă-mi un pic sau și o hârtie, dacă nu le avea la el. Și s-a apucat și scria. Și mă uitam și e consemnat în carte și am zis, acum hai, spune-mi și mie, nu te știi de folosești virgulele exact cum trebuie. Și domnule, dar am făcut și eu un liceu. Un liceu, dar el era absolvent de ASE. Facultate, da, corect. Mișa Klein, după perioada Corvinu, da, a mers la Dinamo. Mers la Dinamo. Am înțeles că am apărut. A mers la Dinamo, da? S-a făcut un pic de presa românească, nu e scutită de tabloidizare și banalizare. Exact, da, o prezentare, da. Da, s-a făcut un pic de tapaj pe seama, sau speculații, sau știre de senzație că a trebuit să meargă, că nu știu ce, că conta mai mult mecanismul prin care a ajuns. Inclusiv la că general de securitate ar fi venit, da, doar bineînțeles, și toate astea, rezolve cu... și da, eu pus da. Și mitraliera la cap. Nu, da. Mișa Klein s-a dus la Dinamo după ce se dusese Rednic, după ce se dusese Andone, el a mai rămas. S-a dus la Dinamo că a zis Lucescu, hai ajută-mă că vreau să iau titlul ăsta acum, după ce... Și s-a dus ca să... Și l-a luat. Și l-a luat, acel an, da. Când s-a dus. Ala e ultimul lui an la Dinamo. Exact. Da. Puțină muncă de convingere a fost necesară din poveștile lui mama. Da, dar a fost niște presiuni. Puțină muncă de convingere din partea cui? Din partea celor de la Dinamo, pentru că tata era, din câte pot eu să-l caracterizez din povești, un idealist. Și el, de la 19 ani... El era prieten cu băietul și băietul, da. Și venise de la Dinamo campion. Primul jucător de la Corvinu nou, după Remus Vlad, care a fost campion cu FCA. Da. Și Lăcătuș venise de la... Băietuș venise de la Dinamo campion. Și în deplasările lor, băietuș stătea totdeauna în spate și numai striga cu Dinamo și hai Corvinu. Și Mișa Klein asta a ținut el, da. Că să nu plece. Și totdeauna când se discuta despre rezultate, dar Corvinu ce-a făcut și numai strigat de Corvinu. Da, ei erau foarte atașați de Corvinu, băietuș și cu Mișa. Nu uităm ideea, facem o pauză de publicitate, deci ideea cu Mișa Klein, idealist, da, o reluăm după, da, că mi se pare interesantă această idee și să nu o risipim. Deci publicitate, după care vom reveni. Vine iarna și vrei să-ți încalți mașina? Vino la Das Trans și noi îți rezolvăm problema. Suntem singurul reprezentant din zonă pentru jantele Rial și cauciucurile Michelin. Profită de cele mai mici prețuri la anvelopele Beef Goodrich, Goodyear, Sava și Devița. Das Trans montează parbrize și face diagnoza mașinii tale și se ocupă de orice fel de mecanică. Das Trans, anvelope și servis camioane. Das Trans, piese de schimb pentru orice mașină și geometrie roți. Totodată asigurăm speed service. Ne găsiți în parcarea stadionului Vulcan de luni până vineri între orele 8 și 18, iar sâmbăta de la 8 la 14. Ne puteți contacta la 0723 331654 sau 0254 573999, dar și pe dastransimpex.ro. Das Trans, cu noi ai siguranță la volan. Centru medical de excepție în domeniul recuperării fizice, esteticii corporale și faciale, acum și în Petroșani.
Singurul de acest gen în județul Hunedoara, prin terapia cu laser, vindecă sau ameliorează afecțiunile reumatismale, neurologice, dar și cele orele și stomatologice. La noi în centru mai puteți beneficia și de tratament de slăbire prin electrostimulare, tratarea celulitei prin capsula Slim Activ, dar și detoxifierea organismului. Ședințele se fac în urma unei consultații de specialitate și doar cu programare. Ne găsiți pe strada 22 decembrie, numărul 1, de luni până vineri, de la 8 la 20 și sâmbătă de la 9 la 14. Programări se fac la numărul de telefon 0354 113 938. Prăjiturile nu mai sunt o problemă. Cofetăria Max Royal vă oferă o gamă largă de sortimente de patiserie și cofetărie. La Max Royal găsești diverse sortimente de cozonac, bezele, fursecuri, torturi, dar și prăjituri de casă. Ne găsiți lângă plafarul situat vis-a-vis de Teatrul Dramatic I de Sârbu, în Piața Mare din Petroșani, dar și în Petrila, vis-a-vis de Policlinică. Max Royal. Prăjiturile te linci pe degete! Bună, bine că ai ajuns! Bună, asta este piesa de care ai tu nevoie. Este de la Scorpio Power, prin programul Happy Hour. Spune mai multe despre această ofertă. Prin programul Happy Hour, în fiecare marți și joi, de la orele 17 la 18, ai 20% reducere la orice produs care îl cumperi. Bună, ce faci? Am fost la Scorpio Power să prind Happy Hour. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radarul pădurilor va stopa defrișările ilegale. Informează-te www.apepăduri.gov.ro. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Avertisment. La fiecare 12 ore, un român devine victima incendiilor. Pentru siguranța dumneavoastră, nu utilizați instalațiile electrice și de gaze cu defecțiuni sau improvizații. E ușor să spui, merge și așa, sau altfel nu se poate, nu? Pare mai la îndemână să lași lucrurile să-și continue cursul destructiv, fără să faci nimic. Însă atunci când tu însuți participi la perpetuarea unui sistem vicios, nu numai că îți riști libertatea, dar îți vei păta reputația. Iar unele pete nu se mai șterg. Alege integritatea. Spune nu mitei. Pentru a denunța faptele de corupție în care sunt implicați funcționarii MEAI, sună la numărul gratuit 0800 806 806. Campanie de conștientizare anticorupție cofinanțată de Elveția prin intermediul programului de cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene Extinse. Sunt Camelia Potec și susțin această campanie împotriva dării și luării de mită pentru o Românie mai bună și mai prosperă. Revenim în studio Capital TV. Vă reamintesc că i-am ca invitați în ediția de astăzi, o ediție specială, pe domnișoara domnului Klein, fica fotbalistului Mișa Klein, Michael Klein, și pe maestru Nicolae Stanciu. Saciu mai moale cu maestru. Cum? Saciu mai moale cu maestru. Maestru-i Cristo. De vârstă, așa se spune. Maestru-i Cristoriu. Da. Bun. Vorbim despre cronica sportivă din județul Hunedoara, de aici, sigur. Bun, rămăsesem la cu drag. Rămăsesem la ideea lui Mișa Klein, idealist, spuneați, domnișoară. Da. Ați descoperit această latură a tatălui dumneavoastră? Este evidentă această latură a tatălui meu, pentru că el a spart barierele timpului, a spart la vremea respectivă, tatăl meu a avut 90 de selecții naționale,
cu ajutorul lui și în echipă cu domnul Lucescu s-a jucat primul meci al primului campionat mondial european din preliminarile primului campionat european la Hunedoara. Adică oamenii ăștia au creat un fenomen social. Acea națională a pornit de la Hunedoara. Da. Dominic spune foarte bine. Sunt informată din o carte. Națională pornită de la Hunedoara și ca start... Câți hunedoreni erau național atunci? În momentul ăla erau 4. Așa. Și lipsa Mișa Klein, fapt care l-a supărat pe Neavanea Chirilă, decanul nostru de valoare, Dumnezeu să-l odihnească, care l-a întrebat pe Mișa Klein, pe Mircea Lucescu, ești mulțumit de cum s-a mișcat echipa. Zice, aceste echipe, în momentul ăsta, i-a lipsit Mișa Klein. Și Nea Chirilă zice, dar cine este Mișa Klein? Zice, un jucător despre care veți afla. Da. Da. Nu, un fotbalist. Un fotbalist, corect, da. Eu cred și l-am cunoscut, am avut fericirea. Lângă aceste calități de fotbalist, avea și o calitate umană specială, deosebită, lucruri care s-au echilibrat în el ca un om care, uite, acum complet. Și sunt convins, da, complet, care încă, și acum numele lui este pe buzele microbiștilor, deci nu există... Nu doar microbiștilor. El avea un fel lui de a fi, un fel deschis, un fel sincer. Era bun, un om care impunea o anumită relație cu el. Impunea prin felul lui de a fi. Prin felul lui, da, nu că cerea, hai, nu, ca exact. Mine. El nu... Nu era un om vocal nu, sau... el toți vroiau să fie ca Mișa. Bine, nu pot să fii toți ca Mișa, dar vroiau să fie și... Așa s-a aglutinat un nucleu de 4, 5, 6 jucători până la o echipă de 20. Cu în jurul acest Mișa Klein care, vă rog să mă credeți, în fotbalul românesc, poate doar Radu Nunweiler a fost un echivalent. Tot așa. Nu se vedea, nu era strălucitor, nu era Dumitrache, nu era Dudu Georgescu, nu era ăsta, dar era omul care făcea jocul. Și asta este cel mai greu. Cel mai greu. Deci, comemorarea în 1 și în 2 februarie și am înțeles că lucrați la un proiect. Hai să dacă vreți să ne spuneți câteva lucruri despre proiect, ce vreți cu acest proiect și cam ce înseamnă. Ideea s-a dezvoltat mult de la cea inițială, cea pe care am avut-o inițial. Eu m-am retras deocamdată din mass media unde eram activă ca și reporter de știri și m-am decis să aplic la o facultate de regie pentru film documentar în München. Pentru că am fost tot timpul, în toată viața mea, în căutarea acestor povești despre tata, care să mă întregească pe mine, identitatea mea, că practic îmi lipsește jumătate, da? Sau îmi lipsea, că acum nu simt că îmi mai lipsește, am impresia că îl cunosc, că aș ști care i-ar fi reacțiile, pur și simplu pentru că am fost foarte perseverentă de-a lungul scurtei mele vieți în a-l descoperi pe, sau să descoper ceea ce a fost Mihai Klein. A pornit, ideea mea a fost să fac un film de 5 minute de admitere pentru această facultate. Între timp însă mi-a picat în mână această carte, care a schimbat total atitudinea mea față de această comemorare, față de acest film documentar, pentru că am fost incredibil, am rămas fără cuvinte când eu cumva modest credeam că în afară de mine nimeni nu mai are preocuparea de a publica sau de a crea ceva pentru eternitate care să-l comemoreze pe Mihail Klein. Că se fac aceste memoriale în fiecare an, da, sunt foarte recunoscătoare. Ați mai participat și la alte memoriale? La Hunedoara? Nu, din vari motive nu am mai participat de câțiva ani, pentru că am fost tot timpul în sesiune
în perioada asta și nu puteam decât, dar am participat, am avut o contribuție prin apariții media sau chiar prin editoriale în ziar. Însă, propunând acest subiect firmei de producție care se numește chiar Laser Story in Motion, adică povestea în mișcare, acel producător a spus: Dominic, e o idee atât de bună, atât de vie și atât de valoroasă, mai ales că vine din partea ta, încât nu are rost să te limitezi la 5 minute, să începi la Hunedoara și să o duci mai departe până la colegii de națională și domnul Lucescu și așa, să fie toată lumea reprezentată în acest film. Și așa voi și face, am pornit foarte serios la drum și îmi face plăcere să mă ocup de asta, pentru că nu doar din punct de vedere a faptului că sunt fiica lui, fiind sau începând și eu carieră în televiziune, am învățat să mă detașez de acest aspect personal. Dar consider că tatăl meu este un simbol care trebuie să își aibă locul foarte bine definit și să nu fie înghițit de vidul timpului nici de cum. Da, sunt pus într-o situație foarte interesantă. Domnul Mititelu, pe care îl cunoașteți, da? Da, da. E afară și vrea să intre în studio. Nu-mi dau seama tehnic cum am să rezolv problema. Observăm pe colegul. Eu cred că... Sunteți de acord să intre sau păi să vină? Având în vedere că... Sunt eu, domnul... Da? Deci, da, discutăm. Eu am vrut să împart acest moment cu domnul Stanciu. Am înțeles, e perfect, chiar e în ordine. Atunci am rezolvat problema, da, în situația asta. Într-o da. următoare ocazie, am înțeles, da. Cu mare drag. O persoană din Hunedoara care, mă rog, susține ideea. Filmului. Exact. Continuăm, deci ajungeți la un proiect care să înțeleg că va urma drumul lui Mișa Klein, da? Da, da. De la Hunedoara până de la Hunedoara până spre la... eternitate, da, să înțeleg. Da. Da. Numai că aici am nevoie activă sau chiar e necesară implicarea cetățenilor, oricine vrea să participe. Eu nu mai pot să iau interviul lui tata ca să-i fac un film documentar și totuși trebuie să am o legătură cu prezentul, nu pot să fac acest film doar din imagini de arhivă, așa că voi filma evenimentele care vor urma în acest weekend. Sper ca și domnul Stanciu să îmi dea un interviu între patru ochi, de data asta nu în direct, ci între nepoată și bunicul, ne place să defilăm cu mândrie în ultimul timp și sper să rămână așa pentru totdeauna. Și alte personaje în film vor fi, bineînțeles, editorul Adrian Bodnaru. Cred că mai sunt și colegi care trăiesc, nu? Sunt între colegi. Acest film nu e compus doar din colegi, ci și din oameni care, uitați, îl păstrează pe Mihail Klein contenit în amintire și fac ceva chiar fără să fie împinși de la spate. Mă refeream la faptul că probabil că o să apelați și la colegi. Da, absolut, absolut. Da. Dar și la oameni obișnuiți. Da, până la urmă, părerea oamenilor obișnuiți sau celor care mergeau și trăiau prin momentele, sigur. Nu știu cât mai găsești din cei care au lucrat cu. Ar trebui să te-ai gândit până și la genul Simon. Bineînțeles. Bun, și vorbim și de fotbaliștii cu care... Bine, care mai... cu ăștia, cu Nelu Petcu și cu... Bineînțeles, cu Gabor, cu Rednicu. Da. Asta e, să zicem, aspectul privit din unghiul colegilor, din unghiul profesional. Dar foarte important și emoțional, probabil că e vorba de... Sau ar fi interviurile realizate primul cu cei de, care mergeau la meciurile de fotbal. Primul Nelu, doamne, Nelu Petcu. Da, da. După aceea Romica Gabor, Nicia, Voietuș. Da. Bun, va fi o lucrare de concurs? Va fi. La un moment dat, da? Va fi acum, la sfârșitul lui februarie, trebuie trimis
un film de 5 minute la München, dar eu nu mă voi opri aici, vom face un lung metraj. Marca Michael Klein a fost înregistrată așa încât eu să pot să atrag fonduri pentru această, acest film, care este desigur costisitor, dar eu cred că merită implicarea mea și chiar mă împlinește această activitate. Da. Cum sigur că eu nici nu vreau să fiu genul de jurnalist care să scormonească partea sensibilă a lucrurilor. Vorbesc cu foarte multă deschidere și cu foarte multă mândrie despre partea sentimentală. Discuțiile care ați avut cu mama dumneavoastră referitor, sigur că sunt lucruri intime la un moment dat, dar vreau să zic eu, poate ne spuneți lucruri care fac parte din viața profesională a lui Mișa. An de zile ați aflat, sau când ați aflat concret ce a însemnat Mișa pentru comunitate? Eu, în momentul în care a murit, eu eram la televizor și mama primea vestea prin telefon. Eu eram de mică fascinată, parcă aș fi avut o predispoziție de când am fost mică spre audiovizual. Și am văzut la RTL o poză alb-negru cu tata. În momentul în care primea mama vestea, eu arătam spre ecran și spuneam tata, tata. Eu acum îmi dau seama că noi am avut o relație care mie probabil mi-a rămas în subconștient undeva foarte, foarte puternic întipărită. Chiar acum de curând am primit imaginile de arhivă, mi-am transformat casetele video în DVD și le-am văzut pe Klein pentru prima dată tată. Acele imagini, un montaj din acele imagini, vor fi proiectate luni seara la stadion, începând cu ora 18, pentru că eu sunt copleșită de dedicarea și bucuria cu care m-a primit pe lume și cu care vroia, parcă, nu știu, mai insistent ca și alți tați să mă facă să vorbească, să vorbesc, să mă facă să spun tata, iar tata, asta pot să vă spun, spuneam altfel, pe un alt ton decât orice alt cuvânt. Ideea este că în decursul vieții mele, mama s-a judecat pentru moartea lui. Eu am fost confruntată cu niște întrebări retorice. Adică nu știam ce să întreb și nu știam dacă mi se dă un răspuns. Așa eu am învățat să gândesc, să caut, să fiu curioasă, pentru că până la urmă să te judeci 10 ani pentru moartea unui om înseamnă că acel om a fost foarte important. 10 ani fără să faci nimic altceva. Nu să lucrezi, nu să... Deci, până la Curtea Supremă a Drepturilor Omului. Eu aveam 13 ani când s-au terminat procesele. Acum... Bun, procesele s-au terminat cum? După 10 cum ani. Cum s-au terminat? Care a fost soluția? Cu părere de rău din partea Curții Drepturilor Omului. Pentru că ultimul avocat al lui mama a indus o eroare cu un termen de depunere a actelor. În rest, dreptatea era scrisă și este scrisă în negru pe alb. Nu, el nu trebuia să moară la acel antrenament. Dar nu despre asta este vorba, ci despre faptul că a fost îndeajuns încât eu să vreau să duc acest nume mai departe exact așa cum l-a lăsat el, exact așa de valoros, și m-am ghidat tot timpul, m-am educat în funcție de asta. M-a educat practic, este un caz foarte interesant. El, Klein, tatăl meu, a reușit să mă educe prin ceea ce a lăsat în urmă. Printr-un exemplu pe care nu l-a dat doar jucătorilor, ci prietenilor lui și oamenilor cu care intra în contact.
Și prin asta m-a educat și pe mine. Eu auzind acele povești, eu mi-am dorit să fiu ca tatăl meu, tot timpul. Sper să-mi reușească într-o zi. Bineînțeles, da, cred că. Mai avem 5 minute, dacă putem să împărțim aceste 5 minute, da. Și pe mine am văzut că ăștia pe Facebook și mai nu știu unde au preluat chestia aia cu unicul capitan. Nu-mi place deloc. Mișa e unicul fotbalist, capitan, unicul capitan, l-au botezat pe Hâldan, Dumnezeu să-l odihnească, bucureșterii. Nu preluăm numele lui Hâldan la Mișa. Mișa este unicul fotbalist, hunedorean, care a ridicat performanța în fotbal al Hunedoarei, unde nu va mai ajunge niciodată. Așa cum a fost Corvino acela și cum a fost Mișa. Acest socoteala că Mișa a fost la un campionat european, unde a fost cel mai bun jucător la vremea, când în campionatul european erau 8 echipe. Acum vor fi jumate din Europa, 26 de echipe. Și se vor lăuda ei noștri că vor veni pe locul 13-14. Oh, ce bine! Și atunci România cu Mișa Klein a fost pe locul 7 din 8. Ceea ce nu vom mai fi niciodată. A fost în Italia la meciuri formidabile. Prima dată finala România a accesat în optimii. Și-a pus amprenta pe toate calificările astea. Au fost meciuri hotărâte în Franța s-a ajuns cu o pasă a lui Mișa Klein la Giolgău, o pasă în spate de la linia de poartă, pasă în spate și Giolgău a dat golul și așa și-a ajuns la Bratislava la 1-1 și așa ne-am calificat. A fost momente esențiale acolo, când odată Imi Ienei în Albania Mișa a dat golul victoriei, fără de care nu aveam ce căuta la meciul retur de la Viena. Și asta a venit la Viena vor da goluri soliștii. Acum au dat goluri, de atunci nu-l pot vedea pe Ienei, că la Viena s-au dus numai ca turiști, că au pierdut cu 2-0. Da, suntem în finalul emisiunii. Vă invit să faceți încă o dată invitația pentru cei care doresc să participe la comemorare, să anunțați locul, mă rog, toate informațiile. Păi invităm duminică pentru lansarea cărții Klein, la lansarea cărții Klein capitanului Lucescu. Va avea loc la ora 15 la Hotel Rusca, acolo putem să bem o cafea, să stăm de vorbă, să urmărim toată arhiva foto al domnului Herlea, pe care abia aștept să o văd integral proiectată. Herlea de la Hunedoara? Da, da. Fotograf aproape de echipa Corvinu, îl cunosc. Da. De asemenea, luni este marșul comemorativ de la ora 16 cu plecare de la fostul Artima Dacia Colț cu Mihai Viteazu. Întâlnire la 16 pe un sfert. Da, mă rog, atunci se pleacă. Invit pe toată lumea un număr cât mai mare, pentru că nu reprezentăm doar pe Klein, reprezentăm Hunedoara și ce înseamnă Klein pentru Hunedoara în acele filmări. Amintesc că se va filma pe tot parcursul evenimentelor cu drone, cu în aer, va fi o echipă foarte, foarte serioasă care, cum am spus, se ocupă și de filmul lui Hagi. Și un moment care e un omagiu personal pe care îl aduc, proiecția filmului Dominic și Michael Klein, imagini n-am văzute și eu le-am văzut acum o lună pentru prima dată, m-am impresionat atât de tare încât am spus, lumea trebuie să-l vadă dacă vor pentru, pe Michael Klein chiar și tată după 22 de ani.
Da, ar fi foarte bine să reușești să reînvii iubirea de Mișa, iubirea de Corvinu. Ar fi foarte bine. Mulțumesc tare mult că ați fost în ediția din această zi la emisiunii Vorbește Lumea, la Capital TV. Vă urez mult succes și sunt alături de dumneavoastră. Mulțumim, vă invităm și vă așteptăm cu drag. Mulțumim că v-ați mulțumit. Dragi prieteni, mulțumesc mult pentru atenție. Vă spun la revedere, vă mulțumesc încă o dată și vă urez o seară plăcută în continuare. Numai bine, la revedere. La revedere.